conform dispoziției primarului 220 din 23 ianuarie 2022, ați fost invitat să participați astăzi la ședința ordinară de Consiliu Local. Înainte de a începe ședința, vă rog să mai introduceți pe ordinea de zi încă un proiect de hotărâre cu privire la modificarea suprafeței reprezentată de drum sătesc 89/2 din domeniul public al Comunei Pâncești, județul Bacău, de la suprafața de 2000 m² la 2972 m² conform măsurătorilor efectuate în teren. Dau cuvântul domnului președinte de ședință, Gheorgheș. Da. Să spună la vot ordinea de zi. Bună ziua tuturor! Pentru început o să vă cer să aprobăm procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Da. Acum trecem la proiectele de hotărâre de astăzi, 30 septembrie 2022. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Comerț a județului Bacău ca urmare a adresei 3382 din 02.09.2022. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Pâncești la data de 30.09.2022. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Proiect de hotărâre privind numirea pentru anul școlar 2022-2023 a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Pâncești ca membri în Consiliul de Administrare a Școlii Gimnaziale numărul 1 Pâncești, inițiator primarul Comunei Pâncești. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Pâncești în Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Pâncești. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii numărul 4 din 14.01.2022 referitoare la transmiterea ca titlu gratuit a microbuzului școlar către Școala Gimnazială Pâncești. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acceptarea prețului în vederea cumpărării unui teren în suprafață de 824 m² pentru amplasarea stației de depurare în zona Petrești, Soci, Fundul Văii. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Pâncești a DS 983 în suprafață de 405 m². Și punctul 8. Diverse. Inclusiv proiectul de hotărâre propus. Așa. Cine este de acord cu ordinea de zi de astăzi? Toți. Deci trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi a județului Bacău ca urmare a adresei 3382 din 02.09.2022. Aici o să ne spună domnul Eugen Pântaru. Da. Domnul. Având în vedere ordinea de în ședința de astăzi, după cum știți, în perioada iulie, 4-5 iulie, a fost Curtea de Conturi a județului Bacău pentru perioada în unii să vină o dată la 3 ani și să face un raport, un audit financiar pentru perioada celor 3 ani. El s-a finalizat, s-a terminat, vrem să avem o adresă de la Curtea din Coturi prin care ne spune că trebuie să luăm o hotărâre în Consiliul Local pentru toate abaterile și constatările făcute de către dumnealor, să le discutăm în Consiliul Local și o hotărâre în acest sens să o transmitem și la ei. Deci, în baza raportului de audit 65527 din 2008-2022, prin care s-au constatat anumite nereguli, s-a emis decizia numărul 21 din 23-8-2022 a conducerii Curții de Conturi. Am să prezint, dacă vreți, toate punctele sau toate punctele trebuie de parcursi. Avem 11 nereguli stabilite de către Curtea de Conturi, din care 5 sunt ale școlii și 6 sunt ale noastre. 6 puncte, cum ar veni, cu mai multe subpuncte, da? Vreau să vă spun de la început că noi din astea 6 puncte, 5 s-au rezolvat în timpul Curții de Conturi,
nu au fost nereguli, sumi în ele, dar nu sunt nereguli cu pagubă, sunt nereguli de înregistrare în contabilitate, de anumite necorerări în programul contabil și programul planului de conturi. Cele cinci nereguli care au fost constatate și remediate în timpul controlului, s-o luăm pe puncte. La punctul numărul 1 se referă la construcția bugetului local. Doamna, la începutul raportului și controlului, a constatat că avem debite mai multe în lista de rămășiță și neîncasate și noi trebuia să punem planul mai mare la venituri. Am venit cu argumentul, după cum îl știți, pe care îl prezentăm de fiecare dată, în legea bugetului de stat există un articol unde spune foarte clar că nu poți să treci în debite pentru anul viitor la construcția unui buget mai mult decât încasările realizate din anul precedent. Poți să treci toate debitele când ai încasat un procent mai mare de 98%. Dacă avem sub 98%, noi nu avem voie să trecem în buget, un plan mai mare, de exemplu, la impozit pe teren, da? Avem, să zicem, debite de 1000 de lei, avem rămășiță de 100 de lei, ar trebui eu să pun, dau un exemplu, da? Să pun ca plan 1100. Eu nu pot să pun decât 1000 de lei pe care am încasat-o, pentru că lista de rămășiță, eu am pus o sumă mică acum, așa ca un exemplu, dar lista de rămășiță ar face un buget fals, care nu s-ar putea încasa, am pune niște cheltuieli, am pune la partea de venituri, că se egală cu cheltuielii, o sumă pe care ea nu s-ar încasa. Și ea se trece în buget, într-adevăr, pe parcursul încasării lor. Avem în cazul de față, astăzi, o asemenea regulă și o să o prezentăm la momentul rectificării bugetului. Doamna, am înțeles, ne-a lăsat, așa am făcut un argument acolo și am stabilit împreună că așa este cum am construit bugetul, e bine construit. Dar l-a scris acolo că să avem în vedere și rămășița pe parcursul anului, da, pe parcursul anului când se încasează sumii și dacă primim o sponsorizare de undeva. Nu, eu nu pot să o trec în buget când promite un patron că mă sponsorizează cu o anumită sumă de bani sau eu când îmi vine banul, mă duc cu extrasul la buget în spate acolo și spun, sau când vin bani de la canalizare, unde avem obiective de investiții pe PNDL, pe fonduri europene. Când a venit suma la, nu știți, de fiecare dată, veneam sumii de la Căminul Cultural sau la unde aveam noi fonduri europene, arătam în extras că s-a încasat suma cu tare la fondurile europene pe capitolul respectiv, creștea bugetul cu suma respectivă. Nu putem să punem noi în buget din prima fază, chiar dacă știm ce sumă vom primi, dar dacă nu o primim. Da? Deci facem, după aia spunem că n-am realizat bugetul din motive că nu s-au încasat sumele. Sau... Deci asta era explicația la punctul 1. La punctul 2 am avut plăți în sumă de 97.844 în anul 2021, efectuate în bugetul local ca cheltuială curentă. În loc să le trec pe obiective de investiții în curs pe 2-3-1. Deci erau plăți făcute pentru 5 obiective de investiții care le-am făcut în regim de urgență. Dau un exemplu, zidul de sprijin de la biserică, sau, da, care a fost o chestie neprevăzută. Când s-a construit bugetul, noi nu știam de ce apar pe parcurs. Și atunci nu aveam bugetată cheltuiala respectivă. Eu am făcut plata din bunuri și servicii, urmând ca la sfârșitul investiții să duc banii ăia pe 2-3-1. Am făcut chestia asta prin notă contabilă, 97.844 la 5 obiective de investiție. Și am făcut pe notă contabilă, diminuat cheltuiala curentă a cu respectiva sumă și am majorat obiectivele de investiții pe fiecare obiectiv în parte cu suma respectivă. Urmând, unii din ele s-au finalizat și le-am trecut și în domeniul public deja, iar unele sunt în curs de execuție, cum ar fi canalizarea sau obiective de investiții nefinalizate. Un alt punct, la punctul 2b, este vorba despre valoarea căminului cultural Petreș plus teren.
Noi ne-am avut trecut evidențele contabile în domeniu privat. Doamna susține că trebuia să fie în domeniu public. I-am explicat foarte clar, în domeniul public trebuia să le trecem după ce am... Noi am luat un teren acolo cu o clădire care era fostul SMA, da? Ce utilitate am dat? Adică mil cultural. Bineînțeles că s-au făcut și lucrări de reabilitare a fostului SMA și s-au făcut cămin cultural și am ajuns la concluzia că trebuie să le trecem în domeniul public, s-au făcut o notă contabilă și le-am trecut în domeniul public. Dar noi când le-am cumpărat, le-am cumpărat foarte bine, că așa ne-au spus la notariat, trebuie trecute pe domeniul privat. Să presupun, să o luăm ca atare că... Eu ar fi trebuit să mă sesizez, dar faptul că noi le-am cumpărat în privat, ele erau trecute în evidență, numai că nu erau în public și în privat. Diferența dintre public și privat, publicul aparține tuturor, privatul e domeniul care aparține instituției în sine. Da? La punctul 2C, două obiective au fost trecute în evidența contabilă ca obiecte de inventar și trebuiau trecute ca mijloace fixe. Am avut niște materiale cumpărate care au fost aici în fața căminului, în fața școlii, când au făcut domnul primar podețele astea pe drumul de județene și au fost niște turogoate, se chemau, niște metri liniari, erau 6 bucăți de 10, erau 60 de metri liniari. Când s-au adus aici, eu trebuia să le prind în evidență, dar nu știam unde se vor duce. Ele s-au tăiat pe bucățele, pe podețe, pe de un metru de... Domnul Vici, dumneavoastră erați în perioada aceea, dacă vă amintiți, și au fost puse pe porțiuni, le-am identificat, le-am împărțit și le-am trecut în evidență pe mijloace fixe, nu au rămas pe mijloace de inventar. S-au rezolvat tot printr-o notă contabilă, deci nu era o abatere de fond, era o chestie contabilă nerezolvată. La punctul 2D s-a corectat în evidența contabilă suma de 67.478, reprezentând obligații ale bugetului de stat din fondul de salarii, de la salariați era vorba. Prin certificatul fiscal reiese clar că primăria Pâncești nu datora nimic la data de 31.12.2021 la ANAF Bacău, adică noi de fiecare dată când avem un proiect, luăm certificat fiscal de la finanții și ne dă dacă avem datorii. Dacă avem datorii, nu ne eliberează certificatul. Era numai în evidența noastră, de când s-a preluat în evidență din 2007-2008, o obligație bugetară dintr-o lună care nu s-a contabilizat prin închidere cu 117 și au rămas anumite, era chiar și fondul de șomaj, care acum nu mai există fond de șomaj, oprit din salarii. Eu am văzut că tot lunile se duceau și plecau, intrau și ieșeau lunile curente, doamna a observat că de la șomajul ce s-a constatat și am făcut o notă contabilă și am reglat această operațiune. Programul SOBIS ar fi trebuit să-mi arăte, să-mi țăcăni undeva, nu mi-au arătat, eu nu mi-am imaginat că trebuie să facem chestia asta. S-a rezolvat și această problemă printr-o notă contabilă. La punctul 3 e vorba despre auditul public intern. Doamna secretar, vreți să prezentați dumneavoastră că da, sunteți mai în măsură? Știți că am adoptat o hotărâre în sensul ăsta, unde am înființat compartiment de audit public intern, că suntem obligați prin lege. Noi renunțăm din cauza banilor, de fapt, la acord cu auditul. O trebuie să înființăm. Asta am modificat organigrama la o ședință anterioară, în iulie, parcă, nu? Da, și s-a rezolvat și această situație, urmând ca pe viitor să vedem ce, la bugetul următor, să vedem ce primim în buget pentru audit. Exact. Punctul 5 în raportul curții, decizie curții de conturi, se referă la canalizare, obiectul, singurul punct care a rămas nerezolvat în timpul controlului, pentru că aici e vorba despre o eventuală pagubă în concepția doamnei de la Curtea de Conturi, domnilor de la Curtea de Conturi. Noi am avut discuții cu
cu constructorul, cu firma de la Satu Mari, cu Rom Construct, Hidroconstruct. Despre ce e vorba? După cum știți, s-a dat o ordonanță 114/2018. Unii spune că manopera la, în domeniul construcțiilor trebuie să fie salariul minim de minim 3.000 de lei net. Da? Salariul minim la nivel național e de 1.500, e de 2.550, adică 1.528 în mână. Când s-a făcut proiectul de canalizare în anii înaintea acestui ordonanții, salariul minim era ăsta care e acum, de 1.528. Iar toate cheltuielile cu manopera în devizul de ofertă era pe 1.528. S-a dat ordonanța asta 114, s-a crescut salariul minim în construcție la 3.000 de lei și automat suma nu mai putea fi realizată cu aceeași obiectiv, nu mai putea fi realizat cu aceleași cheltuieli. Și s-au dus modificările astea la Ministerul Dezvoltării Publice, s-au aprobat printr-un act adițional chestia asta. Doamna susține că domnii, când au dus documentația asta la PNDL, acolo unde s-au aprobat chestia asta, au calculat la toate cheltuielile directe și indirecte. Au constatat dumneavoastră, au luat, au făcut prin niște formule, e foarte greu de stabilit asta. Eu am discutat și cu dirigenții de șantier care au pus viza pe documentele de plată și susține că doamna nu are dreptate. Am făcut adrese de înaintare în termen la după discuțiile cu doamna. Doamna nu vrea să... Patroana, administratorul firmei, nu vrea să plătească. Am făcut sesizare în scris să vină cu argumente clare și precise. Dacă nu o să le aducă, că au rămas să le stabilească în aparatul tehnic al societății, cu proiectantul, cu omul care se ocupă de investițiile la societatea respectivă, și urmează să ne trimită documentele aici clar, să ne înaintăm la Curtea de Conturi. Dacă Curtea nu o să fie de acord cu ele, va trebui să-i acționăm în instanță. Dar e foarte cert, foarte clar, că nu se putea lucra obiectivul ăsta să finalizeze cu salariul vechi de 1.528, pe când ăsta e de 3.000 de lei, adică e dublu, plus contribuțiile la stat, care și ele au influență de 50-60% din sumă. Da? Și atunci, doamna susține așa, noi am venit cu argumente, nu vreau să ne le iei în seamă, nu rămâne să le stabilească doamna și să le înaintăm la Curtea de Conturi. La punctul 11 e aceeași chestie. O prezintă încă o dată și o mai întărește doamna cu anumite. Noi am făcut copii după toate documentele pe care le-au scos doamna din evidențele noastre care le-am pus la dispoziție de investiții și așteptăm să venim. Astea sunt toate punctele noastre. Deci un singur punct avem nerezolvat, care așteptăm să primim răspuns. Mai sunt 5 puncte care domnul director o să le prezinte la școală. Da, bună ziua, domnule primar, stimați consilieri locali. La punctul 6 este activitatea școlii. S-au găsit mai multe probleme și am să le expun pe fiecare în parte. Punctul 6 se referă la inventarierea patrimoniului public și privat în administrarea unității de învățământ. Din verificarea documentelor întocmite în cadrul acțiunii de inventarire a patrimoniului Școlii Gimnaziale Pâncești în anul 2021 s-au constatat următoarele deficiențe. N-au fost inventariate toate elemente de natură activelor, datoriile și capitalele proprii ale entității, din care obligați față de terți, față de bugetul statului, imobilizările corporale. Unitatea școlară nu a inventariat pe liste separate bunurile de natură a domeniului public și privat aparținând unității administrative teritoriale, administrate în baza protocolului de predare. Aici se referă la clădiri, care sunt școlile, ca clădiri, efectiv. Nu avem un protocol de predare sau nu avem un inventar, clădirile, care se bată în același act, se bată cu ale primăriei. În sensul ăsta, acum suntem într-un proces de inventariere și vom face și acest protocol care de predare a clădirilor. N-au fost comparate, de asemenea, stocurile scriptice cu stocurile faptice, în vederea identificării diferențelor rezultate la inventariere. Urmarea acestei necomparări a stocurilor faptice cu cele cu evidența scriptică, nu au fost identificate erorile de înregistrare și neconcordanțele dintre evidența analitică și evidența sintetică,
astfel încât aceasta să fie corectată, iar situațiile financiare încheiate la 31.12.2021 să reflecte realitatea patrimoniului. Având în vedere că aceea vin și mi-asum ultimul inventar îl avem de 2018-2019 și a trebuit făcut în fiecare an, în ianuarie sau la finalul anului. Îmi cer scuze că vă întrerup un pic. Îmi dați voi, avem control de la Garda de Mediu și au ajuns, doamnele, ar trebui să ies. Întorc dacă terminăm repede. Deci nu avem o evidență clară a ceea ce e faptic, ceea ce există ca lucru. Cedeți locul și... lui e trebuie să ies. Și ceea ce avem noi înregistrat în contabilitate. Astea se vor regla, suntem în proces de inventariere a tuturor bunurilor școlilor și vom regla această situație în săptămâna care urmează. De asemenea, la încheierea operațiunilor de inventariere nu a fost omit procesul verbal privind rezultatele inventarierii, care să conțină următoarele elemente: data întocmirii, numele și prenumele membrilor comisiei de inventariere, gestiunea inventariată, data începerii și terminării operațiunii de inventariere. Din verificarea documentelor întocmite în cadrul acțiunii de inventariere s-a constatat că această acțiune a fost una formală, fără a fi îndeplinit scopul principal, referind la acelea de stabilire a situației reale a tuturor elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalelor proprii, precum și a bunurilor și valorilor deținute de orice, cu orice titlu în cadrul entității, fapt confirmat de neconcordanțele existente în evidența analitică și evidența sintetică. La punctul următor, 7, înregistrarea eronată a achizițiilor efectuate și a bunurilor administrate în baza protocolelor de predare. La punctul 6, v-am spus ca soluție, noi acum suntem în proces de inventariere, ca să vedem exact din 2018-2019 încoace, circule avem înregistrate în contabilitate și unii se află efectiv faptic. În urma verificărilor efectuate, auditorul public extern a constatat că situațiile financiare nu reflectă realitatea patrimoniului deținut, precum și nici performanțele economice realizate, întrucât organizarea evidenței financiare contabile a școlii gimnaziale nu a fost realizată cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. De exemplu, materialul lemnos. La înregistrarea materialului lemnos, ordonatorul terțiar de credite nu a respectat reglementările contabile în vigoare, respectiv plăți efectuate în baza unei facturi proforme, au fost înregistrate în categoria materialelor consumabile, deși bunurile nu au fost intrate în gestiunea la data plății. Există astfel de concordanțe între evidența analitică și cea sintetică, că erau înregistrate ca fiind baza contabilă, dar nu existau faptic la noi la școală. Așa, iar la data achiziției, entitatea a și întocmit bonuri de consum și a înregistrat obiecte de inventar în categoria cheltuieli curente ale exercițiilor. Aici s-au reglat, cum problema asta e și pusă mai încolo la 8 și am să vă explic. Trebuia un proces verbal de custodie cu firma care o livra marfa. Da, la punctul 8... Nu avea unde să le pună în magazin, asta era. Deci nu avea unde să le pună, că erau lemne, mai aveau lemne în stoc și nu încăpeau în magazin și o să le lăsăm la dumneavoastră ca să cheltui banii de buget și să-și asiguri masă lemnoasă pentru diferența, și au lăsat tot la... La acasă. Nu la unul acasă, la firma care le-a livrat. Trebuia să facă un proces verbal și era în regulă. Asta nu a avut doamna contabilă făcut. Firma până la urmă... Da, eu făcut. L-au livrat, să spun la punctul 8. Lăsați să spun. Că în baza unei facturii proforme din 31.08.2021, aici cozina se vine pe 1 septembrie, să fiu numit, unitatea școlară a achiziționat către furnizor de material lemnos, i-a achitat 30.940 de lei. Din verificarea avizului de însoțire a mărfii, din cantitatea totală achitat de 65 metri cubi de material lemnos, a constatat că până la finalul exercițiului financiar, în gestiunea unității școlare a intrat numai cantitatea de 5 metri cubi. Deși materialul lemnos nu a intrat în gestiune, din analiza registrului jurnal, se constată că în data 31.08.2021, unitatea școlară a efectuat două operațiuni contabile prin care a fost debitat contul 302.08.0002A cu suma de 12.376 și 18.564, reprezentând valoarea unei facturi proforme de 30.940. Deși ambele operațiuni a fost debitat contul, cred că numit, din analiza balanței analitice a stocurilor se constată că numai suma de 12.376 a fost înregistrată în evidența operativă. Având în vedere prevederile articolului 54 din legea 27/2006, conform cărei entitățile publice trebuie să justifice plățile în avans până la sfârșitul anului bugetar, în timpul misiunii de audit,
La solicitarea auditorului public extern, reprezentanții și unității școlare au efectuat demersuri necesare și au aprovizionat gestiunea cu întreaga cantitate de materiale lemn achitată în anul 2021. Pentru cantitatea de lemn achitată în 2021, pe baza facturii pro forme, furnizorul a emis următoarele facturi fiscale. Din 31 a întâiat mai multe facturi martie, 5-a, 7-a, 8-a, 7-a, iar foloase de cuvenite valoare de 3.199 au fost restituite unității școlare prin ordine de plată numărul 200/2001 a 7-a. Da, pe 31-a, 1-a, a 8-a, mă iertați. Deci înainte, aici chiar a doua zi am fost numit ca director, au fost cumpărate lemnele astea de 330.940 pe baza unei proforme. Lemnele nu au venit, de fapt nu au fost emise de câte factură, de câte firma respectivă factură fiscală. Abia datoria, legea contabilității spune că în 30 zile trebuie să aducă și marfa și să fie emisă și factura. Au fost emise începând cu 31-a întâia, deși în perioada asta ele au intrat deja în consum și au început să fie consumate, neexistând în școală, ceea ce a identificat doamna la Curtea de Conturi, fiindcă nu avea aviz însoțirii și au adus lemnele, cum s-au rezolvat treaba asta, fiind găsite problema asta, au fost aduse lemnele chiar în perioada aia cât era Curtea de Conturi aici, în 5 zile. Dacă emit o factură la instituții publică, mi se plătește după 30, 40, 60 de zile. De la lemn, mi se plătește înainte. Da. La ce firma s-a ocupat? Nu știu, Cofarul. Coșa, asta nu știu cum cheamă. Da, acum astea au fost reglate, că au fost găsite pe la urmă, dar nu s-au respectat legile contabilității, ce spun și aici, că trebuie aduse lemnele. Da, sau ar să hârtile înainte, da, lemnul a rămas pe urmă. Dar au fost aduse lemnele, asta e important. Bun, în urma verificării exercițiului execuției bugetare, s-a constatat că școala gimnazială numărul 1 nu a respectat principiul contabilității baza de angajamente, respectiv efectele tranzacțiilor și altor evenimente nu au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs, ci au fost recunoscute și înregistrate pe măsură ce sumele au fost plătite. Spre exemplificare, detaliem situația carburantului auto, din care rezultă că în baza facturilor numărul 1459, 1467, 1475, unitatea școlară a înregistrat în evidența contabilă carburant în valoare de 8.819,13 lei, deși valoarea totală a celor trei facturi fiscale este de 9.641, aici este o greșeală, probabil, de neatenție. Aici erau mai mari. Aici o dau mai mult decât o... Aici o dau mai mult decât... Nu, pe factură era 9.400 și au registrat doar 8.600. 8.600. Păi așa atât au și plătit, mai puțin. Nu? Da, aici e o greșeală de contabilitate, nu o registrat mai puțin. Deci, de fișa analiza fișei de parteneri emise de SECE DAF Combust SRL, comparativ cu balanța furnizorilor generală de entitate, au fost identificate următoarele concordanțe. În evidența tehnico-operativă a unității școlare. Școala gimnazială numărul 1 Pâncești nu a registrat în evidența financiară contabilă contravaloarea facturii fiscale numărul 1342 din 28.02.2021, valoare de 2500 de lei. Ca urmare a registrării tranzacțiilor la valoarea și la data plății, la data de 31.02.2021, unitatea școlară nu a evidențiat valoarea datorilor în sumă de 831, cele care nu au fost înregistrate. De asemenea, din analiza comparativă a gestiunii carburantului auto și a modului de justificare a consumului acestuia, au fost identificate neconcordanțe, precum în anul 2021, școala gimnazială numărul 1 Pâncești a achiziționat o cantitate de 3.976,39 de litri motorină, cantitate ce rezultă din situația privind achiziția de carburant întocmită de reprezentanții unității școlare. În evidența gestionară a fost totuși înregistrată o cantitate de 2.813 litri, deci deși s-au înregistrat facturile. Noi am cumpărat motorini de 3.976 de litri, totuși șoferii au folosit doar 2.800 de litri. Iar din centralizatorul consumului de motorină rezultă un consum de 4.144 de litri, deci consumul întocmit, adică o fel de prevedere, cam cât am consumat, era de 4.000 de litri, s-au cumpărat doar 3.900. M-a dus de acasă. Și 2.800... Da, greșeli, da, greșeli, greșeli. Nu vă spăra, contabilul cine? Da, Mirela Muțor. Practic, greșelile astea sunt făcute de ea, nu? Da, sunt niște neconcordanțe aici. Aici s-au cumpărat 3.976 de litri pe facturi, care sunt evidente de emisii, deci combustibilul a fost cumpărat, numai că din registrările șoferilor și a fiecare foaie de parcurs și astea, au consumat doar 2.800 de litri. Uitați, mai fac.
Deci rămân... Deci cu neconcordanța asta. Da, acum am rezolvat, ca să mai avem neconcordanțe de astea și așa am cumpărat, cu sprijinul Consiliului Local dumneavoastră, am cumpărat GPS-uri, da, care arată consumul în mod real, modul, locul în numere mașinile, kilometrii care îi fac și nu mai există astfel de neconcordanțe. Ați spus și pe bundă? Tot. Da? La punctul numărul 10, la numirea în funcția ordonator de terțiat de credit a reactualizat decizia privind exercitarea controlului financiar preventiv, astfel prin decizia numărul 78 din 20 ianuarie 2021, emisă în baza prevederilor articolului 5 din ordinul ordonanța guvernamentală numărul 1999. Moțul Mirel, având funcția de administrator financiar, a fost renumită pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu, prin acordarea vizei asupra proiectelor de operațiuni privind angajarea și ordonarea cheltuielor entității publice. Aici poate vă explic mai bine domnul contabil. Orice factură trece printr-un control financiar preventiv. Contabil care face evidența și unul care îi verifică. Care verifică că supervizează cu control financiar preventiv legalitatea factură respectivii plăți. Doamna Mirela... Nu putea să le întrunească pe amândouă, trebuia să avea voie. Să avea voie. O persoană deci, care trebuia să mai avem și noi aici în cazul da, mai. Da, dar noi la noi nu e cazul ăsta pentru că eu supervizez actele la venituri și doamna de la venituri supervizează mie la cheltuieli. Noi facem pe invers cum ar veni. Fiecare își face treaba pe compartiment, dar supervizează invers. Da? Deci nu ne suprapunem. Cineva mă verifică pe mine și eu pe dumneavoastră. Da, deci doamna Mirea să verifica singurul și... Da, și nu era în regulă. Da. Nu era în regulă. Ca urmare a verificărilor efectuate, auditorul public Esen a constatat că în cadrul unității școlare, controlul financiar preventiv nu a fost exercitat prin toate proiectele de operațiuni, iar în cazul proiectelor care au vizat viza controlului financiar preventiv, controlul a fost unul formal, care nu a îndeplinit scopul de identificare a proiectelor de operațiuni care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate, pe caz de încadrare în limitele și destinația creditului bugetar de angajament prin acelor efectuare s-a prejudicat patrimoniul public și sau fondurile publice. Trecut persoana desemnată pentru exercitarea controlului financiar preventiv deține funcția de administrator financiar, se constată că nu sunt respectate cerințele specifice de separare a atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuții de aprobare, înregistrare și control să fie înființate unor persoane diferite. Ați început cu 1 septembrie, am numit altă persoană, cum mai putea să fie doamna Mirela, și am numit o persoană pentru a efectua acest control financiar preventiv, în persoana lui Plugăraș Ovidiu, profesor de educație fizică, deși trebuie să cineva cu... Nu aștepte nici contabilitate, doamna Plugăraș. Trebuie cineva să aibă studii, dar nu neavând în școală, doamna nu dă recomandare, nici doamna Moțu nu poate să fie doamna Mirela. Da, domnul director, dar legiuitorul spune să aibă studii juridice sau economice. Ei, domnul din Academia Militară și o lucra și în domeniul privat. Da, are facultate de drept sau Nu are, dar nu avem în școală. Aveți pe domnul Popa, unul care are facultate de drept. Da, deci, domnul refuzat... Eu vă spun că dacă noi aveam control preventiv activ, nu s-a ajungea la derapajele astea. Deci trebuie văzut. Trebuie văzut. Știți cum se efectuează acest control financiar preventiv? Persoana care... Încă care sunt că doi ochi în plus care văd care niște actea acolo. Și-o dă pe ochi frumos. Nu am spus de ce este. Nu, eu am spus că... Ne-am găsit și la noi, în primărie. Da, deci m-am gândit la domnul, având vedere domnul Popa a refuzat lucrul ăsta. Da, dacă a refuzat, însuși... Da, omul are pregătire, a terminat o academie militară și a avut gestiune atâtea lucruri, condus unitate militară. După a lucrat în domeniul privat și am știut ce înseamnă factură și ce înseamnă cheltuială. Tot în același timp, Curtea de Conturi ne-a recomandat că noi nu avem un administrator la școală. Administrator care trebuie să depună de la un salar până la 3 salarii ca garanții. Nu a fost nimeni de gestionar al școlii, da. N-am găsit bine, cât sunt persoana domnului Neculai David, care e aici prezent, care a început să-i luăm deja de primul salar ca garanții și o să devină dumnealui gestionar ca să... Nu
putem avea o evidență mai bună a lucrurilor în școală. Succes în noua funcție. Acum noi ca la fiecare punct am, în afară de inventarul, ca inventar este o chestie destul de serioasă și mai o să încercăm să ducem la bun sfârșit până la 15 octombrie, 16 octombrie. Și vom găsi acel neconcordat de 620.000, care spune două să-l găsim în acte. Dacă aveți discuții pe subiectul ăsta, cineva de dumneavoastră? Da, cam multe probleme acolo, destul de serioase, așa la prima vedere, în contabilitate. Da, doar greșeli, poate sunt doar, poate sunt neintenționate, dar... Încercăm să le reglăm cu ei. Să achiziționez lemnul, să nu le bagi în... Da. Atunci, să punem la vot proiectul, punctul numărul 1. Cine este pentru? Trecem la punctul 2 al ordinei de zi de astăzi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Pâncești la data de 30.09.2022. Da. Director, dacă... Da, dați voi un lucru, am o caie. Vă mulțumesc pentru că... Mulțumim pentru prezentare. Sunteți de acord cu... Sunt de acord cu ce o să... Am citit. La punctul numărul 2 avem rectificarea bugetului local. Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Bernardo Vișinel, în calitatea sa de ordonator de credite, solicit spre dezbatere și aprobare rectificarea cu plusul a bugetului local în sumă de 147.000 de lei, astfel. Sume cuprinse în bugetul local prin creșterea veniturilor bugetului local, 101.000 lei. Aici este vorba despre ce spuneam, ce am susținut-o la Curtea de Conturi. Deci banii în buget se trec atunci când se încasează, nu poți să-i prinzi decât la nivelul încasărilor de anul trecut sau anilor precedenți. S-au făcut în baza contului execuției din Forest Book de la Finanțe, avem creșteri de venituri la nu am luat aici, dar vi țin minte, la 30.05.02 venituri din concesiuni și închirieri, avem o depășire față de planul inițial de 89.000 de lei, da? Adică e vorba despre sumele de la în concesiuni și închirieri, toate proprietățile de pe plan local, mai exact suma provine de la asociația asta de creșterea bovinilor, domn primar, de la asta, au avut restanțe foarte mari, au avut restanțe în lista de rămășiță, oamenii li s-au adus la cunoștință pe niște înțări de plată și somații. În cele din urmă s-au reabilitat și ei financiar și au venit și au plătit 89.000 de lei. Noi am avut 120, acum avem voie să avem un plan 189.000. Deci îmi dă voie prin legea bugetului să crezi veniturile cu... E un venit cert, real, adus efectiv în buget și atunci poți să te bazezi pe el punându-l și la partea de cheltuieli ca unii să o realizezi, da? Un alt capitol este venituri din judiciarii de timbru, de la judecătorii, tot felul de procese sau astea, au o anumită taxă. Anul trecut a fost mai mică, anul ăsta e mai mare, cu 9.000 de lei. Mai mare, ca realizare, da? Și avem voie să mărim bugetul cu încă sumă. Și mai avem la, nu știu ce capitol, încă 2.000 de lei, deci pe total sunt 101.000 de lei creșteri. Prin adresa numărul 2478 din 1-a 9-a AJFP Bacău, a Finanțelor Publice Bacău, AJFP, Agenția Județeană, ni se diminuează cu 1.000 de lei, bunuri de servicii de la activitatea de învățământ. La inspectoratele școlare, prin legea 1-a educației, unde se repartizează sume pentru bunuri și servicii, s-a făcut o prospecție, o analiză și am observat că majoritatea comunilor din județ au primit cu minus 11.0202 din TVA, sumii din TVA, e la școală suma asta, se diminuează bugetul cu 1.000 de lei, da?
După aceea, prin adresa numărul 2831 din 26 a 9 a 2022, adică din luna septembrie actuală, acum săptămâna asta, ni s-au dat în buget, la capitolul 11.0206, la cote defalcate din, de la finanții, suma de 46.000 de lei necesară plății recenziilor care au recenziuri, se cheamă, care au făcut recensământul populației. Da? Ea va fi prinsă în buget la 51.20.01.30 la partea de cheltuieli. Ce sumă a fost, mă scuzați? 46.000 de lei. 46.000 de lei. Comuna noastră, în funcție de numărul de locuitori și numărul de clădiri, atâta îi revine comunii noastre după situațiile care s-au transmis de recenzori în urma recensământului, nu? 46. Deci vine 147 minus 1000 de lei aia de la școală, totalul bugetului va fi de 146.000 pe creștere, pe care vă-l spun atenție dumneavoastră și vă rog să-l adoptați astăzi în această ședință. Vă mulțumesc, asta e tot materialul. Discuții aveți pentru punctul 2? Dacă e pe plus, votăm. Deci, dacă ni se dă și nu ni se ia, nu suntem mai comentată. Aia 9.000 de lei sunt de la mine, taxa de timp. Înseamnă că a spus la punct niște dosare. Și problema este că avocatul care l-am mi-a zis că la finalizarea dezbaterii succesiune, jumătate din sumă va reveni înapoi. În ce minune, nu știu. Da. O să-l găvim. Trebuie să vezi răbdare. O să-l citam, să-l găvim. Da, să-l bani, dar nu dă înapoi. Mai dorește cineva? Nu? Să punem la vot punctul 2. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind numirea pentru anul școlar 2022-2023 a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Clâncești ca membri în Consiliul de Administrare a Școlii Gimnaziale numărul 1 Clâncești. Și mă rog, cine dorește, ca să nu tot noi. Cine a dorit? Doamna Taluca, Taluca, mă bună. Nu, trebuie din rândul consiliere, numai doi reprezentanți. Dumneavoastră faceți propuneri pentru cei doi. David, nu pot, din nevastă-mi. Sunteți la școală? În partea consilierei. Faceți propuneri. Deci pe domnul Arvinte, dacă sunteți de acord. Dacă și dăm să fie de acord. Propuneți dumneavoastră sau prima? Eu la propus. De la urechi. Nu. Vreți să nu vă să nu facem propuneri. Mai faceți propuneri. Pot pe domnul Fodor, dacă acceptă. Două propuneri. Am fost să stă două mai și încă o propunere. Domnul Zamă, faceți propuneri, dacă tot... Ați fi vicele? Doamna Eribia, că e și cadrul didactic. Da. Nu-i la vot. Nu. Cine este pentru? Pentru doamna Paula. Doamna sunt pentru doamna Arvinte, nu sunt. Pentru mine trebuie să-mi pot. Atunci cine-i pentru doamna Arvinte? Cine-i pentru doamna Arvinte? Pentru doamna mâna dreaptă. Pentru doamna Arvinte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru doamna Paula? Toți. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Clâncești în Comisia pentru Evaluare și Asigurare Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Clâncești. Propun doamna Paula. Poate fi aceeași persoană? Da, da, da. Da. La vot, da? Împotrivă e cineva? Abțineri. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii din numărul 4 din 14.01.2022 referitoare la transmiterea ca titlu gratuit a microbuzului școlar către școala gimnazială Pâncești. Da, domnul primar, să vă dau explicație. După cum știți, într-o ședință anterioară, în luna martie, am luat decizia să transmitem cu titlu gratuit microbuzul școlar din proprietatea primăriei la școală.
în ideea că vom cere ghidul pentru a ne înscrie la un microbus școlar electric. Cel vechi, nu? Cu unul, singur avem vechi nou. Unul singur, nu cel care îi conduce dar. Ultimul, cel mai nou. Cel mai nou, cel mai vechi din școală. Nu s-a împlinit punctajul de a cumpăra microbus școlar electric și revenim să, la hotărâri, să revocăm această hotărâri, să rămânem continuare la primărie, pentru că e așa, așa destinația asta a fost dat și noi îl puteam înlocui cu unul electric. Deci, prefectura nu s-a spus că, da, se poate da la școală, în ideea să vă înlocuiți cu unul electric, făceam proiectul. Nu s-a putut unul, care trebuiau stații electrice, n-am întâlnit unui punctaj, să dau cu prioritate pe drumurile naționale și autostrează. Și nu îl putem da cu titlul să vă luăm această povară de pe ei. Nu, pentru că nu e o povară. Banii publici de la școală trec tot prin primărie, deci responsabilitatea primarului și cu... deci e aceeași treabă. Nu vă ascundem că și cu carburantul. Noi am pus GPS-uri la sugestia Curții de Conturi și verificăm și lunar consumurile și astea. Și mașina primarului ați GPS? Toate, da. Da, toate mașinile au GPS-uri, se verifică. Noi consumăm de 5-6 mii de lei carburant cu toate utilajele. Deci toate sunt monitorizate și să știe exact ce să... ce și unde umbră și cât lucrează și cât staționează în mers, în gol. Tot am vorbit despre GPS-ul și ca să mai zic după la terminarea ședinței. Pe data de 7, a 9-a, ora 14, ora 14, ora 19, unde a fost grijă excavatorul? Da, putem lua desfășurătorul și vedem. Dar tot avem GPS. La autogredere, la Boldon avem, dar putea spune publicul. Dar putea spune publicul. Eu vă întreb pe dumneavoastră, știți mai bine. O să vă dau un răspuns, o să verific foaiele și astea și vă dau răspuns. Public, dați răspunsul, tot între noi. Da, tot între noi. Ca tot filmați. Aveți discuție la punctul 5? Să punem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, nimic. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acceptarea prețului în vederea cumpărării unui teren cu suprafață de 824 metri pătrați pentru aplasarea stației de epurare în zona Petreș, Soș, Pundu, Văi. Domnul primar. Da. După cum știți, pe Angel Salina avem aprobat 18 milioane de lei pentru sistemul de canalizare și stații de evaporare pe statele Petreș, Soș și Fundul Băiei. Noi când am depus SFO pentru a primi aprobare, am prevăzut stații de evaporare. Era în timp scurt, nu aveam altă posibilitate. Asta și am prevăzut în terenul din spatele Căminului Cultural de la fostul SMA de acolo, de unui teren nostru. Din aia 60 de ani am prevăzut 5-8 ani cât trebuie pentru stații de epurare. Mergând cu documentația la mediu, mi s-a explicat că dacă lăsăm în continuare stația de epurare în mijlocul satului, trebuia să avem niște distanțe față de ultima casă, de vecini. Asta trebuia să înglobăm toate containerele cele într-o construcție mare de cărămidă care ne-ar fi consumat jumătate din bani. Ar fi costat poate peste 1 milion, 2 milioane de lei construcția cu fundație, cu ăsta, cu etan și ca să nu polueze, să nu... un fel de cerasă. Da. Deci, da. Militoare de betoane. Și atunci am luat, vinem cu rugămintea să luăm decizia să schimbăm. Când fi proiectul de indexie, cum se poate schimba stația? Și am găsit un teren la domnul Marea Vasilică, care e prezent aici. Terenul trebuie să fie carte funciară, să-l poată vinde la primărie, să-l introducem în domeniul... Da, nu o să voteze. Consilier, da, domnul consilier Marea Vasilică. Da. Domnul nu o să voteze, pentru că o să votați restul, dacă sunteți de acord. Asta este terenul chiar la șosea, o știi.
are o dare. Ești de partea asta. Te-ai interesat? Ai voi cuvinti, consilier? Eu are voie de să... Eu am luat notar și au zis că trebuie să depun vizită. Are voie să voteze și să prezinte ca persoană fizică, da. Caut informa legală. Nu pregem, da, bine, informare. Am să voteze. Dar acum, noi, practic, astăzi facem o discuție de acceptare a prețului. Prețul pentru 8 are, care Lucelul Dânsu, e 5.000 de lei. Deci, dacă aducem evaluator și astea, ne ia 7.000 evaluare. Deci e un preț foarte mic. Domnul, da, așa din... Eu m-aș lipsam să-l doneze. Să-l doneze, că era mai... Păi e aproape de donații. 5.000 de lei. Domnul, dă cât o luat. Mi se tare. Ia cât o dat. Nu, no, trebuie să fii cu niște condiții, să ai canalizarea gratuită. Păi asta e. Mai bine, dacă poate în contract. Așa 5.000 de lei, dacă îl vindeai altcuiva, cred că luai mai mult. Adică din față de un liberal care e proprietatea privată, îi lăie acasă. Ai ales că domnul David știe cu cifrele și... Nu, dar 5.000 de lei acum, eu sumă extraordinar de mic. Are alte avantaje. Eu dădeam... Are alte avantaje, cred-mă. Vă scapi de ea, nu? E mlăștinos. E mlăștinos, cred. Așa nu-ți facem ceai sau ce acolo. Dar unde e toate? Exact unde? E pe la jumatea distanței între Chilebanul și Pășunea... Pe Celiosi, vine. Pe la Chilei, așa, da. Hai la intrare, te treci? Da. Sau la ieșire în partea cealaltă? Aici, în partea voastră, spre Pâncești. Problema e în felul următor, că ne-am interesat la... Ne-am interesat la notar și... trebuie intre sub incidența legii 17, trebuie făcută publicitate 90 zile, 3 luni de zile, cu toate... Poate oferi altcineva să-l cumpere? Da, cu... Cine? Cum oferi? Pentru a găsi și o altă variantă, dacă se întâmplă ceva și se întârzie și astea, noi mergem, am cer aprobarea Consiliului Local să dezlocăm și 7 are în capul Pășunii dinspre Petrești. În caz de nu putem să ne încadrăm mai, să nu pierdem banii, să mai facem încă o coloană până... Dar e mai lungă, dacă... E mai lungă un pic, da. Astăzi cheltuielile da. Mai mari. Da, mai e o altă discuție care am avut-o ieri la prefectură cu... Au fost două județe, Bacău și Vasluiu, și au fost la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor cu poluarea, care vreau să vă atrag atenția că se impune ca în următorii ani, până în 2025, să avem platformă comunală de gunoi de grajd pentru diminuarea poluării cu nitrați, nitrița, pânzii freace, apelor de suprafață ăsta, deci fiecare cetățean de la 3 vaci încolo, de la suport și oi, din 2025 nu mai primesc nicio subvenție și vor primi sancțiuni de care nu se conformează să ducă gunoiul la platformă. Și atunci acest teren care dacă nu vom reuși să facem stații de epurare, vom face platformă de gunoi și tot îl vom folosi. Deci 5.000 de lei ăsta care, prin care vrem să cumpărăm teren, terenul nu va fi de folos. Chiar am discutat cu cineva de la Ministerul Apelor, care sunt, se aduc la cunoștință Consiliul Local, sunt circa 180 de proiecte de valoare la 1.000.000 de euro. Am prezentat în mare comuna ce are și câte animale și ce zone și astea, și ca fi eligibil, putem să demarăm procedurile de cu consultanți cu ăsta să facem, să depunem proiect pentru înființarea unei platforme de gunoi comunale de circa 1500 de metri cub cu 3 camere, deci fermentația se va face în 3-5 luni de zile, nu într-un an, doi, cât se face la cetățean, sau poate nu respectă regulile. Și încă 2-3 până la 5 din astea private, la cei cu animale mai multe, să vin anexate proiectele astea secundare pe privat. Astea secundare nu necesită autorizații de construcție, că se fac sub formă de platforme, ca un scărucioare noastră pe o axă, numai că vin fără axă jos cu platformă de beton și se încarcă de acolo gunoi, o dată de două ori pe lună se duce la groapa de gunoi. În ăsta 1.000.000 de euro intră atât construcția
platformei, cât și utilizarea ei cu mașinărie. Asta înseamnă un cărcător cu două, trei tipuri de copii, remorci cu tractor, cu tracțiune de 150-200 de cai, ca să aibă fere să intre prin toate locurile, să poată colecta. Tocători pentru zona legumicolă, pentru serii și solarii, ca vrejii din resturile vegetale de la solare și la legumicultori să fie tocate și duse la platforma de gunoi. Să eliminăm bolile din... Nu vă spun că avem mediu atunci fiindcă se aruncă peste tot deșeuri de tot felul, avem primim amendă acum în parte mediului că nu ne-am făcut treaba. Încercăm să meterizăm, să conștientizăm, plus amenda practic o avem că n-am realizat procentul de reciclabil. Deci cetățenii dau gunoiul la menajer și pe cel care ar trebui să meargă la reciclare. Aici ar trebui să facem un efort și consiliul local, consilierii din cadrul consiliului local, funcționari din primărie, primarul, viceprimarul, deci cu toții să facem front comun să conștientizeze populația că sancțiunile astea vin pe spate. Se poate că prin amenzi, în primar. Da, e adevărat și asta, dar până la amenzi trebuie încercat metoda de prevenție, de conștientizare. Tot s-a încercat, Da. 10 ani, numai discuția asta, de 7 ani, de când. Dacă ar fi concret așa, că e simplu să împingi pe cineva să dea amenzi. Da, dați amenzi, că e cel mai bun, că îl lucrăm. Dacă ar fi să luăm într-o comisie, facem o comisie, să vedem cine amendăm, ca să nu fie decizia numai primarului să amendeze pe unul care... Nu vreți să vă asumați lor? Nu, mi-asum, dar nu sunt bun. Trebuie să vedeți despre primar. Nu, dar dați-mi voie să vă termin. Amenda nu dau consilier. Nu, primarul dă, dar asupra persoanei care îi se dă amenda, trebuie să fie singurul vinovat sau să nu mai fi, sau să se recidivat. Adică unul care tot îi spui de 7 ore, îl avertizezi, îi dai un avertizment și tot continuă. Dar dacă noi... Noi nu avem autoritatea necesară, noi să constatăm și să spunem acum... Ascultați-mă un pic, ca să vă spun de ce primim amendă pentru că în gunoiul menajer se pune reciclabil. Okay. Dacă luăm în fiecare sâmbătă din capul satului, de la limita cu Corbasca până la limita cu Paricea, 20-25% din gunoi reciclabil în menajer. Dar greșesc este fracționat fiecare cetățean. Deci dacă merg la David, la Tomberon și-l scuturi bine, găsesc un bidon sau o bucată de plastic. Sau dacă merg la grădinar, poate și la mine. Poate la... Și atunci pe care la mine? Trebuie să amendăm pe toți. Avem separat? Avem. Dar ce le-o spun? Negru... Avem, domnul, de 5 ani le-a spus. Dumneavoastră, dar pe unii... Nu, păi eu am făcut cerere și n-am primit nicio... Nu, individual, avem astea publice. Deci, public. Mai public. Individual. Faceți, deci individual nu avem, așa. Pentru că comuna noastră nu a fost selectată în cele 22 care, prin care e Răcăciune, 22 de comuni prin care e Răcăciune și cel pe națională, să spună. Niciodată. Era în discuția într-un proiect să intrăm și noi de vreo 2-3 luni în urmă. De asta cred probabil am și lăsat tot, am așteptat că am zis că ne dă pubele și colectează de casă în casă. Avem pubelele astea publice care domnul fost viceprimar știe că le devasta de când le-am adus. Deci aproape jumătate din ele au dispărut punctele astea că le-au distrus, le-au devastat, îl curăța cu un de toate. Da. Vă recomand acordarea beneficiarii serviciului de salubritate, oferim un ostaș de plastic, nu cred că e cheltuială mare pentru primărie, în care se pune bidoane și plastic. Da, e ușor de dat sacii, că ăsta îl dăm și noi de la oate, că nu e atât de greu. Sistemul de colectare e mai greu, că trebuie colectat din poartă în poartă, omul scoate tot sâmbătă, când iese menajerul, omul s-o costă, poate să spună că știe, o caracă mașina, o caracă 10 de toni de plasticuri, de astea, ca să le-am zonat. Au fost și plătit, adică nu... Și-a făcut. Monitorizat acțiunea asta.
Educați oamenii. Dacă îi scoatem cu saci, domnul primar, când îi rupă, îi disfigurează, îi distruge, îi... și face numai deșeuri. Deci tot pubela e, tot pubela e cel mai bun, sigur, da? Hârtii, carton, trebuie să identificăm soluția care... Da, dar omul să le dea separat. Deci să, cum are în afară, are o cartelă pe data de 16 ale lunii să ia sticla, pe 24 să ia plasticurile așa, menajerul săptămânal. Și atunci omul să se descurajați că nu au venit mașinile, cu un întârziat, mai ales când nu era pus sistemul ăsta de colectare acum, și au fost descurajați. Au adus gunoiul, mașina nu a mai trecut, turnul i-a luat și au fost împrăștiate peste tot și nu au mai spus. Da, e ușor să judecăm, e mai greu să implementăm ideea. Cu banii la gunoi, cum mai stă? Da, bine. Da, pe undeva pe la... Suntem cu plățile la zi. Da, nu mai avem de aici încolo. Da, de aici încolo să fie, că s-au cam încasat potențialii persoane fițe și juridice care aveau poziții financiare bune și s-au încasat. De acum sunt, rămân ca la sfârșit. Mai sunt datornici ăștia. Da, care... da, da, și o să încercăm. Noi anul trecut am fost la zi cu plata la sfârșit. 4,20 lei au venit în științare. Din martie, nu? Că acum avem plafonare până în martie, da. 4,20 lei. Da, să avem și noi la primărie. 4,20 lei. Dacă tot o aminte, domnul consilier Mutrup de Părinte Electric, vreau să vă fac o propunere de Consiliul Local. Ca la cele două stații de pompare a apei pentru comună, să montăm panouri solare, să mai scutim din timp din consumul de curent electric, pentru că noi consumăm și vară și iarnă, deci nu scala încălzările termice, nu mai putem de iarnă să trebuie. Și vara panourile ar produce. Deci avem informații, se pot monta, sunt și proiecte care greu, nu că e greu de accesat, nu știu cât de repede să dau bani. Deci terenul, cu terenul? Putem cumpăra cu terenul, primele trebuie să fie. De exemplu, în zona DNS avem teren pe Pășune și o să găsim soluții să... Chiar nici nu știu dacă o să trebuiască sus din, de la Pășune, pentru că putem face stațiile mai înalte și atunci... Vedem. Îngrădit, cu garda. Băgăm acolo 10 oi și pășunează. Știți ca să... Nu, am zis, ca idee. Nu, o să trebuiască scos din circuitul agricol. La Soce, ideea că trebuie cât mai aproape de punctul de consum. La Soce am... Peste cred că un teren, până la urmă, să-și cumpărăm, terenul acolo nu s-a atât de scumpie. Nu știu, 10 ani, trebuie cel puțin 10 ani. Să fie cât mai aproape de puturi, că acolo sunt motoare care sunt. Da, dacă e Tomas sus, el era... aproape. Trebuie să mergi întâi cu... Pompii trebuie să fie lângă aproape de transformator, când tăi curentul merge prin contor și după aia se întoarce înapoi la pompe. Deci trebuie să meargă până la transformator și după aia. Deci el trebuie să fie cât mai aproape de puturi. Câți kilovați ai consumul pompii? De câți kilovați puteți? 5,5, dar la pornire iau foarte mult. Acum pe noua stație de epurare am prevăzut niște condensatoare care se plece mai... Pornesc amândouă odată simultan? În funcție de solicitări, dacă da. Nu e apă, merge și amândouă. Da, trebuie da. Minim 15 kW. Da. E undeva la 100 de mii de lei. Ei, dar noi o dacă să... Dacă plouă cum o plouă în vara asta... 100 de mii pe puțin, cam. E 1000 de euro... Mai un punct. E 1000 de euro kW, în funcție de puterea care... Trebuie să merge să faci. Dar în viitor cam asta e, dacă o să lăsăm și să liberalizează la 4 lei kW, sunt convins că nu putem să susținem sistemul de apă comunale. Da? Poate o să mai plafoneze, poate o să găsească să... Noi plătim în jur de 110.000, 112.000 pe cealaltă pompă de la Soci pe lună. E foarte mult. Atâta, e 110.000. Nu 10.000, 11.000. 11.000, frate mea, 11.000, adică 110 milioane vechi, cum ar veni. 11.000 de lei noi, da? Ori 12 luni să atâția bani. Dacă s-ar realiza obiectivul ăsta, ar fi foarte important că ne-am reduce cheltuielile cu plata energiei. Da, încercăm să
În prima dată, când dați voi, revenim la platforma aia de gunoi. Unii ați zis că ar trebui amplasată? Între Chilebanu și ca și zonă. Și nu stația de epurare. Deci, platforma practic, noi, de gunoi. Deci noi, practic, acum luăm terenul pentru stațiile. Stația de epurare. Dar dacă... Platforma nu sunt de acord lângă șosea. Trebuie dus... Că să ai acces. Ei, putem găsi o soluție pe undeva pe la Soci, pe la Soci, pe la Țânau, în sus, acolo, pe deal. Trebuie curent electric și acolo mai multe cheltuieli. Cu cât îmi departe prea tare de sat, cu atât ai cheltuieli mai mari. Aici, la stradă, să plus. Și plus omul nu... Orientăm, vedem. Nu-i frumos ochiului, dar e economic. Stația de plan, da, aia e... Fain, bine, că și astea se fac de 3 metri platformă de gunoi, am văzut... Aia de la Geniet, nu se mai vede. Stația, de ce să nu se vadă? Cresc cu tot. E, n-a nimic, dar e la înălțime, platformă. Nu se mai vede. Se betonează acum, lucrează. Noi n-avem chei de acolo, e constructorul, deci chiar n-avem chei de la stație. În execuție? Că nu, fiind în execuție, nu s-a predat OAT-ului. Sperăm că în 2 luni de zile se lucrează la stația de pompare acolo, la... Colac Alexandru și la Tomulescu. În 2 luni zile sperăm să facem recepția. Nu sunt probleme cu electrici. Da. Mai spune cineva așa? Atunci, spunem la vocul pe 6. Împotrivă? Abține? Nimic. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Pâncești asupra DS-983 în suprafață de 405 metri pătrați. Aici e vorba despre drumurile care trebuie să le asfaltăm. Am dat certificat de urbanism. Dăm pentru să luăm aviz pentru în vederea autorizării. Aveam 4 milioane de lei pe Anghel Salini, pe drumul din Poiană, mai exact, și la unul dintre drumuri e o diferență care nu se regăsește în domeniul public și trebuie să dăm o hotărâre să actualizăm cu suprafața totală. Ele au fost intabulate, dar nu au fost intabulate din gardă în gardă, au fost numai stratul rutier și diferența aia care nu a fost intabulat, să o actualizăm acum și să modifice cartea funcțională. Despre asta e vorba, ca să putem scoate la licitații. Și cred că o să scoatem cât de repede un două obiective, așa sunt discuții la nivel de Consiliul Județean, de Prefectură și alte comuni. Deci putem scoate aceste două obiective, canalizare pe trei soci și fundul văi, cât de repede la licitație. Le scoatem cu clauză suspensivă, în care se specifică că finanțarea se face pe Anghel Salini și atunci, în perioada cât derulează procedura de achiziții, conform legii 68, o să știm și câștigătorul și mai scutim din licitațiile o să fie scoasă cu proiectare cu execuții ca să nu repetăm termenile, să nu așteptăm o dată pe licitație, pe proiectare și toată pe execuții, să meargă firmele la pachet. Vom vedea ce firme să scrie, eu sper că da. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Păi e celălalt care l-a prezentat domnul primar cu modificarea suprafeței. Modificarea suprafeței, asta da. Și asta la primul. Pare că mi-am putea să spun cât era domn director aici. Intră copii în curte, mama aici, devastează, rup gardul, pun scânduri, le rup, găsesc copiii în curte. Aici, nu știu. Discutăm și destul de periculos pentru că, Doamne ferește, se întâmplă ceva ca de unul când program pe acolo, nu așa sub nimeni răspundere pentru ei. Și fac mizerie. Nu știu, discutăm, noi am făcut un proiect acolo să construim un gard pentru împrejmuirea școlii. Îl fac așa cum îmi permit eu. Să sumele, vorba de vreo 70.000 de lei, dacă mi-am amintesc exact situația de lucrări. E socoteala de atunci. De atunci, da. Acum ar putea să fie 900 de mii, pentru că avem de un gard de vreo 3 metri cu 2,80 metri cu acoperiș și cu ăsta mai modern. Nu s-au găsit sumele necesare la timpul respectiv. O să-l face școala, nu l-a făcut nici ei, nu a făcut nici noi și a rămas, da,
Poate pe bugetul de la anul să începe. Da, școala a avut anul ăsta de un primat și chestia asta, banii cu tabletele, o finanțat o mare. Da, ei s-au băgat într-un proiect da, care au luat tablete la școală și acolo au cheltuit... Cea mai mare parte mare de buget. De bugetul cheltuit, da, e adevărat, pe parte de mine. Sper cele spuse de... enumerate de curea de conturi și prezentate de domnul director erau înainte să fii domn director sau... Înainte. Până la venirea curții de conturi. Am trecut, nu? Da, practic s-a verificat 2021. Da. Acum o să vedem, noi ne-am însușit măsurile care le-au luat curtea de conturi, că suntem susiață până la final. Cred că o să scoate pe domnul dânsul incapabil. Da, să rezolvim da, problemele. Sigur. Sigur, nu avem îndoială, da. Altceva discuții la diverse? La diverse aș vrea să... Da. Mai avem... Dacă îmi permite, să mă rog ședință. Da, da. Mai avem o discuție, am avut în o ședință pe ADI-ul da, cu gazul metal. Și ca să putem... să putem continua proiectul cu înființarea... rețelul inteligent e gaz metan, care știu cu toții că le-ați aprobat toate fazele care au fost pe fiecare comună. Și ieri am mai avut o discuție cu un domn Condave. ADI-ul e format, are personalitate juridică, stă în pielă, dar nu are niciun ban. Ca să poată funcționa toate cele trei comuni, să poată să mai avem... avem niște calcule ce ar trebui să... Cum acordam banii mereu la ADIS, la ADIV? Da. După aceeași formă, în afară de cotizație, trebuie să aprobăm niște bani pentru documentația tehnică, în vederea obținerea avizului, acordului, autorizație, nu știu ce, în 20.000 de lei am prevăzut noi de fiecare comună. Verificare tehnică, DTAC, proiectul tehnic, detalii de execuții, 90.000, 30.000 de comună. Organizarea procedurilor, achizițiilor, 20.000 de lei pentru toți. Acum, noi am decis în adunarea generală a ADI-ului ăsta să solicităm Consiliul Local de pe raza fiecărui comun să alocăm o sumă de 70.000 de lei, din care pe bugetul în curs să finanțăm cât putem și cât va fi necesar, cât mai puțin de la această sumă, că nu prea avem bani. Deci, un 20.000, 30.000 să poată să se înceapă procedura de... Să vedem din ce capitole putem găsi o sumă de bani să transferăm către acest ADI. Dacă nu găsim înțelegere și Consiliul Local nu e de acord să se vireze niciun ban, rămânem în faza asta. Nu mai putem continua. Dacă îmi permiteți, da. Sumile astea ar trebui să știe domnul consilier și doamnul consilier că nu le punem noi... Le punem din devizul general ofertă, unde avem deja aprobat, unde sunt cheltuieli precise, scrise pe puncte, da? La capitolul 3.3.3, de exemplu, sunt cheltuieli neeligibile și așa mai departe. Deci sumele astea sunt parte din devizul general pe comuni. Și de acolo le punem noi, nu le punem noi că vrem așa sau că nu vrem. Da, sumele sunt scoase de acolo, din deriz. O parte din aceste cheltuieli adevărat sunt neeligibile, cum e consultanța, de exemplu. Pe fonduri europene, consultanța e eligibilă. Pe Angel Sardin și pe nu e eligibil, așa e înghidul. Sfii scotate din bugetul local. Sfii scotate din bugetul local. Aviz, acorduri și alte, mai sunt anumite sumi din cei 70.000 care sunt eligibili și se pot recupera. Dar ei, înainte să putea recupera, trebuie să-i avem ca să putem lua vizele. Că, de exemplu, drumul județean, dau un caz. Mi-a pe metru liniar de conductă. Am dat la canalizarea de la Dinescu, vreo 6 km, 7 pe drumul județean, am dat vreo 15.000 de lei. Acum avem pe drumul județean de 5 ori mai mult la gaz. Avem vreo 40 de km sau 30, eu știu că sunt. Prețul pe liniar de conduct e același, și la gaz și la... adică către drumul județenii. Acești bani trebuie să... la apele române, la fel, sunt niște sume de 10.000 care trebuie să plătesc și ADI-ul nu are un leu. Deci nu mai spunem că
El e înființat, dar am depus bilanț contabil la 6 luni ca inactiv, ca fiind inactiv de eu, nu l-am depus noi când am avut cu contabil de la noi, de la primărie. Asta nu... Plus plata contabilului care trebuie să fie plătit să funcționeze de asta. Da. Cealaltă comune au avut ședință sau au tot astăzi și aprobă și ei această sumă de 7. Adică el așa va funcționa până când se va finaliza obiectivul ăsta de investiții. Deci avem un proiect PIGAS comun, cele trei comuni, nu? În funcție de devizul general se stabilește suma fiecărui comun, comunii și se adună, se iasă cu totalul de acolo, nu? Și ADI-ul, el, noi facem hotărâri de Consiliul Local, Pâncești, Corbasca, Tătărăștiu, virează banii acolo și dumnealui se ocupă de... Pentru că nu putea să se ocupe una din cele trei comuni. Da, erau suspiciuni, erau așa, toate... Noi atâta trebuie să facem, să aprobăm toate sumele care vor fi necesare până la finalizarea proiectului. Nu acum e vorba despre asta. Oricum, noi avem aprobat devizul general pe comune și pe total. Comun. Da, avem și pe comun. Avem deviz pe comun. Problema e în felul următor că... Către ei, ca să nu creez anumite suspiciuni în Consiliu, Curtea de Conturi, când va verifica suma de aici, verifică și unii s-au dus bani și verifică și ADI-ul ce au făcut cu acești bani. Absolut. Ea funcționează ca un serviciu public. Ce au făcut cu ei? Da, de ei funcționează ca un serviciu public, un serviciu de dezvoltare publică sub primărie. Da, da. Asociația de dezvoltare, ea nu e independentă de primărie, funcționează cu banii celor trei primării, care sunt banii publici. Membri primării. Da, mă, sunt membri fondatori, cele trei primării, fiecare de zonă. De 2000 cât aleg să da. Da, cuvântul domnului Zan. Aveți cuvântul. Mă uit la ce vreo din nou, bănuiesc, nu? Nu trebuie cât a costat, nu. Chiar mă interesat și cât a costat și cine l-a montat. De ce? Da, nu puteam spune, din uite mă lacă, nu știu. Deci... Nu se poate să facă lucrarea aia așa. Că bă, taie de șoc. Uitați-vă în colțul ăla acolo. Aia e pe lângă. Dar nu e pe lângă, e lipit, practic am ascuns un teret, e nevăruit. Nu, asta e cu montajul, ăsta de bară, trebuia să lucrătească toată sala. Nu, nu s-au avut timp să lucrurile. Nu sunt bani, nu ăsta e motiv. Păi acolo se desfacă, banii au fost dați degeaba. Banii au fost aprobați în Consiliul Local. S-au făcut... Aprobat punctual. Nu, pe metru pătrat ați aprobat. Și veniți și măsurăm și dacă nu corespunde cu metru pătrat... Montajul ăsta e așa ceva. Eu nici nu făceam, nici nu îi lăsam să montezi. Ce mai veneam într-o ședință, băi, trebuie să văruim încăperea respectivă. Nu știu dacă trebuie să cerem permisiunea Consiliului Local să zugrăvim. Trebuie să zugrăvim. Dar am observat, intrând în primărie, am observat că omul de servici, de serviciu, stă la cămașă. Eu nu-mi permit să vin la ședință pentru o oră, să mă schimb, să-mi iau cămașa, să... Dumneavoastră poate n-a lucrat la cămașă. Dar omul de servici aici la cămașă. Omul de servici are un cumul de activități pe care le prestează. Deci, da, la cămașă. Folosit, bă, nu o să vină nici în... Nici în salopet, e normal, pe la cămașă. Cămașă, e normal, să trec ou, să nu mai vrea să vină dintr-o acasă. Nu e echipament azerat, putea să dea cu vara acolo. Nu are o ținută. Dacă aducă, dacă îmi permite să vorbesc. Scaune la ședințe. La ședința anterioară, în care noi am fost prezenți aici, în sală, dumneavoastră făceați ședință de partid dincolo, decontată de cetățeni din comună. Un sfert de oră ați lipsit. Puteți să veniți, unul dintre voi, să spuneți întârziem un sfert de oră, nu era nicio problemă. Noi am stat aici și ni s-a zis să aducem scaunul, să pregătim noi sala de ședințe. Îți pare normal? Da, păi sfertul academic de care ați vorbit dumneavoastră, da, și de care domnul Arvinte ar trebui să știe că el a fost profesor, director, de cine era folosit? Era folosit de discipolii lui Platon, care veneau cu un sfert de oră mai devreme, nu întârziau, ca să dezbată unele probleme.
Colegul dumneavoastră, domnul Bugaciu, astăzi a întârziat. Fără nicio problemă, el își asume. Exact, și am ajutat întârziere. Își asumă, da, își asumă către dumneavoastră. Eu nu cred că dacă... Și doamna viceprimară a plecat și doamna... De așa intrăm într-o consilieră. Domnul președinte de ședință, așa am înțeles că dânsul a decis, chiar dacă nu putea să respecte principiul biblic, cine n-are nicio greșeală să arunce primul piatra. Dacă domnul și președintele ședința a decis să vă pun absent, eu n-am fost deloc. Dacă că lipsește unul și unul, că lipsește majoritatea. Domnilor consilier, trebuie să înțelegeți ceva, poate. Deci în momentul când vă prezentați, aveți o programare la dentist, la primăria Puncești, o programare, da? Da. O persoană educată, o persoană care a făcut ceva studii, se duce, bate la ușa domnului doctor și spune, domnul doctor, e 10 și un sfert. Da, unde să bat eu la ușa? Că aici trebuie. Așa, să îți cer și scuze, da, pentru că îl deranjez pe persoana respectivă. Și spui și atunci, în momentul ăla... Dar eu am fost, domnul consilier, da, după ce am fost înăuntru, păi da, am fost, da? Nu, aici, acum, pe ședință, domnule, nu mă minți să așa, domnul fac. Eu am fost înăuntru, nu. Am fost, da, sau am fost în primar? Nu, ați fost. Da, ce mi s-a spus, domnule? Dumnezeu a venit aici, între pe ședință. Nu. Nu, am zis că facem ședință de... De partid. Nu mă minți. Da, 5 minute. Deci, și-o spus așa, te-aș primi în interior, o spus așa, domnul Cea, te-aș primi în interior. Vrei să asculti, da, te dă nimeni afară, astea sunt cuvintele. Ce mi-a spus? Ce mi-a spus? Ce mi-a spus? Dacă mi-a interesat că a stat pe timpul meu. Nu, dar... Pe timpul meu îmi rețurs. Dar când ai întârziat un sfert de ori, sau jumătate de ori. Spune-ți prejudicia care te-a creat. Și nu e o problemă. Eu mi-am asumat. Am plecat, nu sunt plătit. Îmi trezi 5 minute, nu mă plătiți, că nu mă interesează. Eu n-am venit aici să iau banii primăriei. Voi dacă la servici, eu nu. Mergeți la servici și trebuie să intrați la 11. Eu îmi respect. Și nu intrați la servici, nu sunteți plătit. Dacă eu așa și aici. Dacă eu întârzi, n-ați așteptat. Nu e vorba de plată. Eu dacă întârzi undeva și la serviciul meu, eu îmi asum și anunț înainte persoane respective. Băteați la ușă. Unul dar nu bat eu la ușă. Și spuneați. Nu bat eu la ușă. Poate dânsul era cu vorba și eu trecut. Domnul Gheorghe. Se ridica șeful și venea direct în sală în momentul ăla. Doamna consilieră. Doamna consilieră Gheorghe Mihaela. Am avut o discuție care nu mi-am permis să o întrerup. Și trebuia să ascult 5 minute discuția. Că era vorba, practic, ce s-a discutat? De dacă cu norma de casare mai interesează. Nu-mi interesează. Nu interesează. Putea să vină cineva. Dar ce comunicare dacă eu am sunat la 2 minute după ce ați plecat de aici, nu sunat și n-ați răspundat niciun. Deci sunt fiecare. Vreau să știu pe data de 7 al 9, unde a lucrat Bultoi Scavator. De la ora 14 la ora 9. Verific foile și vă... Și nu cum a venit când i-am spus doamnei viceprimar să-mi dea un răspuns cu bilanțul caserului de apă pe anul trecut. Și nu vi-l-a dat? Și nu mai venit nimic, că aici... Prima dată toți știm unde a fost Bultoi Scavatorul, dar așteptam să ne spuneți. Da, o să vă spun să văd, nu știți. Și atât am de stres cu... Deci vă transmis și-o scrisă. Ești vorbeați mai, poate, na, o obținu... Nu obțin nimic, deci este adevărat, un persoan, un pic domnulite. Deci o persoană educată bătea la ușă și-a întrebat cum să pleci. Și atât. Din primul parlament, la voi tot ce a fost educat, nu putea să vină unul sau nu? V-am ascultat. Parlamentul obișnuiește ca opoziția când nu le convine o lege și apă, ca în masă. Domnul Alvin, lăsați-mă. Nu așa ar fi inversat lucrurile. Dacă se întârzi 5 minute, nu așa plecați în masă. Eu cred că este o lipsă de respect față de ceilalți colegi, că n-ați putut să stați. Dacă la dumneavoastră se întâmpla să nu veniți 5 minute să aveți o ședință, noi vă așteptam. A doua problemă, pentru că domnul Bugaciu s-a opus împotriva numirii mele ca și reprezentant al Consiliului la școală, își face o propunere să numim pe domnul Bugaciu în locul meu, că și așa vine când și când la ședință. Poate acolo va veni mai des. Dar refuz. De acord, nu puteți să mă votați dacă refuz. Să precizez că și indemnizația care se dă la ședința de consiliu, s-o ia tot domnul Bugaciu. Refuz. Consiliul șofer. Refuz. Păi,
Deci nicio problemă, aveți majoritate, eu mă abțin. Ok. Cine e pentru? Abțin. Deci consilierii de la Liberal s-a abțin toți să n-a continuat cu proiectul. Nu, 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 da, primarul. N-aș înțeles. Asta e. Păi dar lipsesc trei consilieri, dacă vă observați. Da, deci dacă vă abțineți, înseamnă că vă abțineți de la continua această investiție. Nu pot să votez pentru domnul consilier. Nu, dar votați pentru doamna viceprimar și pentru doamna... Doamna care a plecat, o scrie de acolo cu toate hotărârile. Nu, eu nu am avut toate hotărârile. Dăm camera înapoi și o să vedeți. Și unde e hotărârea aia? Nu văd pe pagini. Păi am introdus-o astăzi. Acum, înainte să ați introdus-o, acum ea nici nu știe. Dacă o sun acum și îi spun despre hotărârea asta, ea nu știe. Bine, v-ați abținut, numărăm în care dar nu trebuie să spuneți că noi ne împotrivim, continuăm, așa bine, atunci, așa doamnă, scoatem, nu, și mai amânăm o lună. Și dacă o să se pierdă banii, noi o să spunem ca cetățenii să înțeleagă că investiția de gaz nu se face din cauza că consilierii au votat împotrivă. Și nominalizăm care? Consilierii liberali, unanimitate. Nu au votat împreună. Păi votul de abținere nu-i pentru. Deci nu putem vira banii dacă se abțin? Auzi, la trebuie să avem majoritate. Să avem șapte consilieri. Sunați-o pe doamna asistentă, doamna consilier, dacă e de acord cu proiectul hotărâri. De acord, dar ea nu știe. Suma, dar nu știe. Chemați-o două minute și dată. Are copila vaccinată, ați învoit-o. Dar n-am învoit-o, eu nu am puterea de a învoi pe cineva sau cineva să mă învoiască. Consiliu, vă rugați să fie învoit care e copil la vaccinare, trebuia să... Da, dar de ce insistați că se știa de proiectul hotărâri? Nu știu. Și eu poate astăzi am fost la serviciu. Vă vine ușor să veniți în timpul programului la ședință. Nu, poate m-am învoit, fiecare avem probleme noastre. Am lipsit, mi-am asumat, nu sunt plătit. Nu e nicio problemă. Eu nu vreau un ban care nu mi se cuvine. Doamna consilier, avem o speță, dacă ne ascultați un minut. Deci, pentru a funcționa ADI-ul ăsta cu gazul metan, care trebuie, avem proiectul aprobat și trebuie să derulăm proiectul, să facem proiecte în execuție și toate lor, s-a luat o hotărâre în adunare generală a ADI-ului ca fiecare comună din cele trei să vireze suma de 70.000 de lei către ADI-ul ăsta ca să poată funcționa. Se poate, dacă sunteți de acord cu veramentul ăsta din când îi mai trebuie un vot. Deci sunteți de acord, da? Da, da, da. Bine, vă mulțumim pentru... Deci, okay. Doamne, de acord. Să rămână o zi bună. Au zis, da, domnul consilier de la Liberar s-au obținut și spun că nu ești de acord. Și să vadă dacă... Ok, da. Bine. Sigur ați spus că ea, adică nu... Mai sunt eu doamna viceprimar, vezi? Deci cine e de acord pentru virarea consumului de 70.000? Doamna secretară a cerut să... Deci pentru mine e mai ușor să refuzați proiectul că avea mai mult. Mai spunem o dată la vot ca să pot număra și eu, da? Ca să știi că noi nu ne suntem împotriva proiectului. 5. Uitați și vă dăm și majoritatea ca să vedeți că nu suntem împotriva voastră. Sunteți împotriva comunii, cetățenilor. Domnul Arvinte, votul meu împotriva dumneavoastră a fost mai mult să recunosc o chestie personală. Nu pot uita nici acum faptul că ați făcut așa un discurs de vreo 5 minute în favoarea domnului primar. Atunci, altă dată. În momentul în care mi-am expus problema mea, domnul primar o știe și a trecut un an și mai trece un an, a dărâmat aici și podeț și... Da, am înregistrat asta. Ați înregistrat, da? I-am arătat poze. Am simțit de atunci, dar bine. Aia am arătat... O scăpare, puteam să spun de da? Dar, nu știu, de atât al timp dacă mai să nu minte, dar, mă rog. Pentru atâta lucru. Domnul Arvind, dumneavoastră vă judecați și plătiți taxe chiar pentru orice metru de pădure. Vreau să-mi refacă și mie podețul și trotuarul care l-a stricat. Deci aici închidem ședința de astăzi. Mulțumim pentru participare.